Grupul școlar Dr. Ioan Șenchea se poate mândri cu o nouă reușită. Zilele trecute, elevul Ovidiu Miron din clasa 11 a ieșit președinte al Consiliului Județean al Elevilor. Acesta a trecut cu brio testul comisiei, surclasând candidații de la liceele de top din județ. Luna trecută, la nivel național, s-a desfășurat pentru prima dată alegeri în instituțiile de învățământ. Elevii au avut posibilitatea să-și aleagă un președinte care le va apăra interesele în Consiliul Elevilor pe școală. Totuși, această acțiune nu s-a oprit aici și asta pentru că aleșii din fiecare școală au concurat zilele trecute pentru funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor. În fața unei comisii, toți candidații au trebuit să își expună programul electoral și să dovedească că ei sunt cei mai buni pentru această funcție. Din toți candidații județeni, cel mai bun a fost elevul de la grupul școlar Dr. Ioan Șenchea, Ovidiu Miron. Șansa mea pentru postul acela de președinte a fost că discursul meu nu a fost unul cu cuvinte frumoase și cu modul de a cuceri publicul prin diverse metode, este cel de a spune liber ceea ce vreau să fac în continuare. Cu ocazia venirii Crăciunului vreau să organizez un stand festiv de diferite vânzări cu creații ale elevilor. O adevărată performanță pentru instituția școlară făgărășană. Este o mândrie deosebită și așa cu bucurie spun că dacă în ultimii, să zicem, 20 de ani am dat un primar al Făgărașului, am dat deputații ai țării Făgărașului, iată că acum dăm și un președinte al Consiliului Elev Județean și cred că după modul în care se comportă și modul în care vede lucrurile pentru activitatea aceasta ale elevilor are șanse foarte mari chiar să fie în Consiliul de Conducere la nivel național. Pe viitor, Ovidiu și-a propus să atingă mai multe obiective. Vreau să pun la punct un proiect, zic eu, umanitar, pe care m-am bazat dintotdeauna și văd că am foarte mare succes cu acest proiect. Este să sprijin copiii și elevii care vin dimineața se scoală la ora 6 dimineața, 5 dimineața, ca să ajungă la școală și au majoritatea care sunt navetiști și vin prin diferite metode, schimb autobuzuri, trenuri, stau în gară diminețile și așa mai departe și care vor să învețe și vor să facă ceva în viață. Pe ei vreau să-i sprijin. Cu toate acestea, Ovidiu Miron nu se oprește aici și asta pentru că în această săptămână se va organiza un concurs pentru funcția de președinte al Consiliului Elevilor la nivel regional.